Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Pentru început, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Alba iulienii s-au trezit cu noaptea în cap să prindă loc la ghișeele Direcției de Înmatriculări Auto. Taxele și impozitele se măresc cu 16,05%. Se vor face noi investiții pentru sănătate și medicii spun că în două săptămâni valul de îmbolnăviri va lovi și țara noastră. Pentru mai multe detalii despre aceste știri, dar și altele, rămâneți în Prime Time. Alba iulienii s-au trezit cu noaptea în cap să prindă loc la ghișeele Direcției de Înmatriculări Auto. Nici nu e de mirare că s-au creat cozi interminabile care au încins spiritele. 2013 le dă dureri de cap, în special șoferilor care nu și-au schimbat până acum permisul de conducere. De câteva zile, serviciul de permise și înmatriculări auto este luat cu asalt. Sute de oameni s-au înghesuit la ghișee, în special pentru schimbarea permisului de conducere. Motivul este unul simplu. În 19 ianuarie va intra în vigoare noul cod rutier, care le va scoate din buzunare câteva zeci de lei tuturor celor care au probleme cu trezitul de dimineață. Unii s-au trezit cu noaptea în cap pentru a prinde loc în față. Păi nu știu că văd că e ora asta, o oră de pauză, de la 14 la 16, înțeles că e programul, nu știu dacă... Aici aproximativ cred că sunt vreo 200, 150, 200 de oameni. Nu știu dacă reușim. Dacă nu, luăm mâine de la 8, jumate, 9. Credeți că ajungeți astăzi în față? Sperăm. Ce vă nemulțumește în mod principal? Tot ce înseamnă România ne enervează. Toate lucrurile merg foarte prost, deci nu avem niciun motiv să fim bucuroși sau să avem vreo speranță că va fi mai bine. Din ce în ce e mult mai rău. De la ce oră așteptați? De la 9. La ora 9 azi dimineață. De azi dimineață. De la 6 de azi dimineață? Da, am fost aici, m-au trimis dincolo, de acolo la CEC, la CEC înapoi, n-am mai prins coda, m-am pus iar la urmă și acum sunt aici. Oare ce credeți că ar fi trebuit schimbat în program? Sau de ce credeți că s-a adunat atât de multă lume astăzi aici? S-au lăsat pe ultima 100 de metri sau ce se întâmplă? Acolo trebuie să judece alții, domnișoară, care au carte și au pregătire. Nu, nu. Noi am mărâțe care stăm aici, pensionar, Dumneavoastră ce credeți? De ce credeți că s-a creat aglomerația asta? Oare și din cauza oamenilor sau și din cauza lor? Din cauza lor. Păi da. De la 5. Numai acum am venit. Doar acum ați venit, da. Și v-ați băgat? Nu, am fost de dimineață de la 7 și n-am avut ceva și am întors. Un lucru e cert, personalul de la ghișee trebuie suplimentat, iar dumneavoastră încercați să vă păstrați calmul. Nimic nu e ușor. Numărul celor care solicită preschimbarea permisului de conducere a crescut de 3 ori în ultimele zile. Însă nici cei care vor să-și înmatriculeze mașina nu au liniște. E un haos total. În contextul unor discuții cu privire la regionalizarea României, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, este de acord cu aceasta, însă cu o condiție. România să fie împărțită în 4 mari regiuni, Transilvania, Moldova, Țara Românească și Banatul. Primarul Mircea Hava a declarat că este adeptul regiunilor, dar fără județe. Ideal ar fi, a spus acesta, ca sediul regiunii Transilvania să fie la Alba Iulia. Dar dacă acest lucru nu este posibil, atunci capitala regională ar trebui să fie neapărat la Cluj. Pentru că am fost întrebați, vă spun politic treaba, dacă totuși Alba nu va fi, unde? Și a spus, domnule, la Cluj. Deci eu nu sunt născut aici, dar simt că Alba Iulienii sunt mult mai legați de Cluj decât de oricare localitate mare. Nu discut de distanță. Cu Deva, singurul lucru de istorie care leagă este faptul că primul mitropolit care a fost aici în deal a venit în lungă pe lângă Deva. În rest, nu avem nicio legătură și că mergem la Deva și blestemăm când ne ducem, abia așteptăm să vedem granița. Asta e legătura. Cu Clujul legăturile sunt extraordinare. Și începând de la lumea medicală, lumea culturală, școală, e altceva. Deci, dacă discutăm de regionalizare. Așa este. Părerea mea este și bătălia cea mai mare este legată de faptul de a încerca să aducem aici sediul regiunii. Dar lucrul ăsta vă spun eu, lucrul ăsta nu se face cu vorbe și cu declarații. Lucrul ăsta se face cu multă muncă. Deocamdată mai avem instituții care nu vor pleca de la noi. Eu sunt adeptul regiunilor, dar fără județe. Dacă mai creăm regiune peste județe, înseamnă, fraților, că ne-am atins scopul. Am mai creat niște locuri de muncă. N-are niciun rost. Asta ar fi cea mai frumoasă regiune, cea mai frumoasă regională, dar fi propatul mare. Transilvania, Moldova, Țara Românească,
ar fi super și Banatul. În altă ordine de idei, primarul Mircea Hava a declarat că actuala formulă de regionalizare propusă de guvernul Ponta este heirupistă și că adevărata regionalizare trebuie să țină cont de afinități și că Alba Iulia nu are niciun fel de legătură cu Brașovul, ca să nu mai vorbim de Mureș, Harghita sau Covazna. La noi are se face forță. Deci trebuie ținut cont de chestiunile de afinități. Ce avem noi cu Brașovul? Cam dat am înțeles că a transpirat chestiunea asta care era treaba veche cu nu știu câte regiuni împărțite. Din punctul meu de vedere, n-au niciodată, n-are ce căuta, vă spun cinstit, n-are ce căuta Harcovul, Harghita, Covazna, Mureșul în zona asta. Și nu vor accepta ei niciodată. Dacă tot vrem să facem regionalizare, păi da, domnule, să fim serioși. Acolo este o regiune secuiască, domnule, trebuie lăsați în pace. Regiunile în lumea asta, dacă știți și știți și în Italia. Toate sunt făcute pe chestii vechi, de tradiție, de suflet, de oameni care, mai ales în Italia, sunt și, cum să vă spun, parcă sunt, nu știu, exagerez, altfel de popoare. Și dialect există între ei, vorbesc altfel. Și asta nu înseamnă că nu sunt toți italieni. Deci dacă o facem, o facem. Să o facem numai de dragul... Asta e părerea mea. Dacă totuși se va face regionalizarea în formula propusă de guvernul Ponta, administrația locală va trebui să preia mare parte din responsabilitățile Consiliului Județean, a mai afirmat Mircea Hava. În ședința de Consiliu, care a avut loc luni la sediul primăriei, s-a discutat despre proiectul Alba Iulia Capitală Culturală Europeană în 2020. Pentru prima dată, primarul municipiului Mircea Hava a declarat că își dorește foarte mult ca acest proiect să fie implementat. Însă orașul nostru nu are nicio șansă fără un parteneriat. Cel mai probabil, acel parteneriat va fi făcut alături de municipiul Cluj-Napoca. Fără să fie subiect pe ordinea de zi, proiectul Alba Iulia Capitală Culturală Europeană în 2020 a pornit de la inițiativa național-liberalului Simone Albani. Eu cred că toți împreună ar trebui să discutăm despre acest subiect, că este un proiect foarte important și un proiect de viitor pentru Alba Iulia. Mai mult că trebuie să ne gândim puțin mai în viitor, posibil și regionalizare, să vedem puțin efectiv noi cum o să ne poziționăm și ce ar însemna pentru noi acest proiect. Vreau să știu și eu ce las colegi să gândesc despre această inițiativă, dacă n-ar fi bine să ne adunăm cu toții, să gândim împreună ce avem de făcut pentru viitor, să putem aduce Alba Iulia să devină capitala culturală în 2020, capitala culturală europeană în 2020. Mircea Hava a luat cuvântul și a declarat că a purtat numeroase discuții cu cei abilitați să aprobe acest proiect. Pe deasupra s-a interesat de ce ar fi nevoie ca Alba Iulia să devină capitală culturală europeană în 2020. Însă, fără un parteneriat cu un oraș mai puternic, nu este nicio șansă ca municipiul nostru să devină capitală culturală europeană. Părerea mea pe care o spun tare este că am putea să mergem și ar fi foarte bine, pentru că am luat legătura și cu Clujul, într-un parteneriat cu Clujul. Nu avem, și sincer vă spun, și nu mi-e frică să spun lucrurile sincer, deci eu cu bâlbâiel și cu bâlbe nu-mi place să încep anul, nu avem nicio șansă singuri. Capitale culturală nu înseamnă să ai o cetate. Chiar dacă o să o facem toată și, cum să vă spun, o să o populăm și fiecare clădire de acolo va însemna ceva. Capitale culturală, ca să ajungi în primul rând, înseamnă să ai instituții culturale solide, recunoscute. Discuțiile vor continua cu cei din Cluj-Napoca și în perioada următoare. Municipiul nostru este lipsit de mai multe instituții principale de cultură, cum ar fi un teatru sau un cinematograf. Atuul orașului nostru ar fi de departe cetatea Alba Carolina. Cei de la Cluj am discutat, urmează să facem o întâlnire serioasă în care să vedem ce putem face noi și ce putem face. Este mult mai aproape. Timișoara ne-a invitat, însă este mult mai departe până la Timișoara și cred că nu avem nicio șansă. Așa am avea o șansă foarte mare. Eu nu zic că nu doresc. Aș dori și ar fi, cum să vă spun, unul dintre visele mele cel mai mari, ca Alba Iulia să fie capitală culturală europeană și aici să poată întâmpla evenimente culturale de nivel european. Lucru care sună tare, costă mult și trebuie să ai o tradiție teribilă. Majoritatea consilierilor au fost de acord cu părerile primarului Mircea Hava, care în final a declarat că pentru a avea Alba Iulia capitală culturală europeană, mentalitatea cetățenilor și a politicienilor trebuie să se schimbe și să fie realiști că fără un parteneriat alături de un oraș mai mare cum ar fi Cluj-Napoca, acest proiect nu poate fi îndeplinit. Se vor face noi investiții pentru sănătate. Circulă zvonuri cum că secția de dializă a Spitalului Județean Alba, precum și secția de pediatrie, vor fi gata în această primăvară. De asemenea, se vor face modernizări și în cadrul unității de primire urgențe.
Ne-au dat gata cu noua secție RMN și s-au gândit să nu se oprească cu una, cu două. Spitalul județean de urgență Alba continuă să se modernizeze. Vorba unuia dintre medici, încet, încet, acea clădire se va transforma în spital. Pentru a obține o mai bună clasare, mai multe secții din cadrul unității spitalicești vor fi reabilitate și dotate cu aparatură performantă. Să urmărim împreună ce are de spus doamna Nicoleta Coșarcă, managerul Spitalului de Primire Urgențe Alba. Deocamdată planificarea noastră este în stadiu de proiect. Certitudinea este că vrem să realizăm și să ne focalizăm pe investițiile care sunt prioritare în scopul în vederea acreditării. Suntem programați în semestrul 2 al anului 2013 pentru acreditare și toate eforturile noastre vor fi în acest sens, de a îndeplini standardele pentru acreditare, în așa fel încât spitalul să nu fie acreditat cu plan de conformare. Informații concrete după ședința Consiliului de Administrație, suntem în pregătire cu planul de achiziții și planul anual de investiții. Săptămâna viitoare va avea loc ședința Consiliului de Administrație, în plenul căreia vom supune dezbaterii planul nostru de investiții, după care vom putea oferi mai multe informații. Se pare că vom afla mai multe detalii peste câteva zile. Îi lăsăm să se mai gândească la planul de bătaie. Proiectul este unul ambițios. Alba Iulianul Marius Panitis, biolog amator stabilit în Timișoara, a fost prezent ieri în ședința Consiliului Local Alba Iulia pentru a anunța descoperirea pe care a făcut-o în urmă cu câteva luni în două peșteri din Caraș-Severin. Este vorba despre fragmente dintr-un meteorit care ar fi lovit era înainte de cataclistul care a dus la dispariția dinozaurilor. Paniti, care este inginer chimist, spune că acesta ar putea fi cel mai mare și mai vechi meteorit căzut vreodată pe pământ și descoperit, format din rocă dură ce intră în categoria pietrelor prețioase, peste topaz și sub rabin, smarald și safir. Omul de știință a identificat acest meteorit în două peșteri situate pe raza județului Caraș-Severin în luna iunie a anului trecut. Asteroidul Astrid Paniti, căzut până acum l-am descoperit în două peșteri, în 16 iunie, în peștera de după Cârșa, cheile Carașului, localitatea Carașova-Caraș-Severin, iar a doua descoperire a fost când am făcut-o în data de 26 septembrie 2012, la peștera de sub Cetate. Vorbim de cel mai mare meteorit căzut vreodată pe Terra și descoperit. Vorbim de cel mai vechi meteorit căzut vreodată pe Terra și descoperit. Vorbim de meteoritul de pe Terra, până când rușii nu ne dau, căci că l-au căzut în curte unul de diamant, dar numai deocamdată la fază de povești, încă nu s-a făcut public nimic. Deci vorbim de cea mai rocă, cea mai dură rocă, care intră la calitate, la zona pietrelor prețioase. Avem duritate pe scara MOX, specialiștii care știu ce înseamnă, peste 8 și sub 9,2. Deci peste topaz și sub rubin, smarald și safir. Da? Deci ne-au picat o comoară în curte. Ulterior, inginerul Paniti a declarat că va împărți comoara cu cei din județul Alba, Timișoara și Reșița. Eu am făcut publică în prima dată în orașul meu natal la care țin. Prezentarea mai amplă științifică o voi face prima la Liceul Horea Cloșca și Crișan pe care l-am absolvit și așa mi se pare corect și vreau ca acest tort mare să fie împărțit între județul Alba, județul meu natal, județul Timiș și Timișoara mea adoptivă și mi se pare absolut normal Caraș-Severinul pentru că la ei a căzut. Marius Petru Paniti s-a născut la Alba Iulia și a absolvit Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Ulterior, acesta s-a specializat ca inginer chimist în cadrul Politehnicii din Timișoara. Alba Iulienii proprietari de clădiri și terenuri vor plăti în acest an impozite mai mari cu 16,05%. Hotărârea privind această creștere a fost aprobată în ședința de Consiliu Local cu majoritate de voturi. Proiectul de hotărâre a fost introdus în ultimul moment pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu, iar consilierii locali nu prea au avut de ales, deoarece, așa cum a explicat Anuța Șinar, director la Direcția de Taxe și Impozite Alba Iulia, indexarea în funcție de inflație odată la 3 ani a taxelor și impozitelor este obligatorie. Deci tot ce pot să vă spun este că o trecem astăzi sau nu o trecem, o trecem mâine. Tot va trebui să o trecem, pentru că guvernul spune foarte clar, astea sunt. Acum, de prin asta depinde dacă îi aducem pe oameni de două ori la ghișeu sau o singură dată.
Viceprimarul Paul Voicu a pus întrebări clarificatoare pentru a aduce lumină în confuzia creată în rândul consilierilor. Hotărârea de guvern care este aprobată și spusă că se publică în 20... publicată, că e publicată, dar nu a apărut, ok. Nu avem noi monitorul, de aia publicat. Bun. Se modifică anexa la codul fiscal. Deci că vrem, că nu vrem, se vorbește de baza de impozitare. Da. Aceea exact. S-a majorat. Acum ați spus la clădiri, la metru pătrat cu instalații de la 800 la 900, s-a majorat. Deci e clar că este codul fiscal. Oricum aprobăm, că nu aprobăm, e gata. Nu mai avem ce mai... S-a modificat codul fiscal. Deci este o procedură că trebuie să treacă prin ședință de consiliu. Dar ea este hotărâre de guvern, gata. În schimb, consilierul local Vasile Crișan a declarat că va vota împotrivă, deoarece nu a studiat documentația care i-a fost adusă în ultimul moment. Dar e publicată. Bun. Atunci să ne dea mătrarea să putem să fiu documentat, exact dacă îi, dacă nu. Eu acum nu pot să mă documentez și voi vota împotrivă. Anuța Șinar a precizat că amânarea votului de către consilieri a unei hotărâri de guvern deja aprobate nu este în folosul cetățeanului, care nu va mai putea beneficia de reducerea de 10% la plata impozitului integral. Sunt pensionarii care sunt primii care stau la codă și care vin acum și eu le dau bonificația. În momentul în care introduc diferența de impozit, se anulează automat bonificația pentru că omul ăla mai are o datorie de 2 lei la mine. Că n-a plătit integral. Omul ăla nu mai știe ce i s-a întâmplat. Pentru că, hai să fim drepți, nu toată lumea citește ziarul și nu toți oamenii sunt la curent cu ce se întâmplă. Și atunci el rămâne cu datorie de plată către mine, pentru că n-a venit până în 31 decembrie. Când eu îi trimit acasă, după martie, somația, omul vine pe bună dreptate supărat. Păi, doamne, ce faci? Ai bătut joc de mine. Mi-ai dat odată cu chitanța asta bonificația și acum mi-ai luat-o. Hotărâți dumneavoastră dacă eu am dreptate sau nu. În al doilea rând, cu încasarea în 10. Noi am zis că este beneficiul nostru să începem încasările cât mai repede, deși și pentru noi este destul de greu, pentru că încă nu s-au descărcat actele anului 2012. Chiar am făcut un efort deosebit ca să putem să le încasăm mai repede. Dacă dumneavoastră considerați că e prea de vreme... În ceea ce privește documentarea, o altă documentare nu va mai fi. Nu va mai fi o altă hotărâre de guvern dată în sensul ăsta. Primarul Mircea Hav a luat cuvântul și a criticat gândirea parlamentarilor, apoi a făcut câteva precizări clarificatoare, declarând de asemenea că hotărârea de guvern nu poate fi schimbată. Este lege, domnule. Se modifică din 3 în 3 ani nivelul taxelor locale și toate taxele cu inflația. Nu știu de ce din 3 în 3 ani și de ce nu în fiecare an cu inflația, că era mult mai simplu să pui câte 3-4% dacă nu este inflație foarte bine, decât să vii dintr-o dată cu 16%. Nu, asta este gândirea... legiuitorilor și gândirea celor din Parlament, dacă pot să spun, folosesc termenul de gândire. Deci, din cauza asta trebuie să abrogăm, pentru că trebuie să abrogăm hotărârea care am avut-o și care ar fi în vigoare. Problema de ce a fost astăzi? Pentru că din 10 începe încasarea. Nu cred că oamenii trebuie aduși de două ori sau să stai după cineva să mai vină să mai dea 2 lei sau 3 lei sau o chestiune de genul ăsta. Pentru că oamenii se vor duce foarte mult și o să vedeți și știți prea bine ce se duc, pentru că este această reducere de 10%, cei care plătesc până nu știu cât mare. Se vor duce foarte mult. Totdeauna s-au dus foarte, foarte mulți care s-au plătit în perioada asta. Asta este legea. Acum, cum să vă spun, eu nu mă conduc după televizoare, am găsit-o pe unde am găsit și noi am așteptat să avem hârtia, monitor oficial tipărit. Asta este hotărârea, știam, toată lumea știe de ea. În fine, fiecare are decât să abordeze cum vrea. Eu mi-am făcut, ca și primar și ca și executiv, mi-am făcut datoria. V-am adus-o, v-am explicat, puteți să o citiți de 1000 de ori, ăsta e textul. Aprobăm în Consiliul Local o lege, adică pur și simplu e o chestie formală. Procedurală, da. Sigur. Mulțumim, mulțumim. Trecem așadar la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pentru consilierul Ioan Bogățan, supunerea la vot a majorării taxelor și impozitelor în Consiliul Local a reprezentat doar o formalitate. Drept urmare, s-a trecut la vot, iar proiectul de hotărâre a trecut cu majoritate de voturi. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în prime time. Vorbim despre majorarea taxelor și impozitelor cu domnul consilier Gabriel Pleșa. Bine ați revenit! Seara, bună seara, bine v-am regăsit! La mulți ani, în primul rând! Mulțumim, un an plin, pentru că a început așa cu vești proaste pentru cetățeni, dacă e să luăm această hotărâre a guvernului și... Majoritatea de voturi din ședința de Consiliu Local de luni pentru această majorare a taxelor și impozitelor
cu o majorare foarte mare. Din punctul meu de vedere, da. 16,05% e un procent mare. Da, mă bucur mult și vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să pot să-mi exprim părerea despre acest vot și despre această hotărâre. Dar, în primul rând, cu voia dumneavoastră, aș vrea să fac niște clarificări pentru cei care ne urmăresc. Guvernul, această hotărâre a existat și anul trecut, lasă posibilitatea consiliilor locale și administrațiilor locale să se mărească sau nu în marja de 0-20% impozitele și taxele locale pentru anul în curs. Deci, să fim foarte bine înțeleși, hotărârea de guvern exista și anul trecut, dar pentru că anul 2012 a fost an electoral și nu unul simplu de parcurs, am văzut că a fost o largă unanimitate în a păstra impozitele și taxele locale la fel. Anul 2013, pentru că nu este un an electoral și pentru că e nevoie acută la bugetul local, trebuie să recunoaștem acest lucru, lucrurile s-au prezentat, zic eu, strâmb de data asta și sunt foarte, foarte supărat de faptul că am fost induși în eroare și o spun cu toată responsabilitatea ieri în ședința de consiliu local. De către cine? Și vă explic de ce. De către aparatul de specialitate a primarului Mircea Hava. De ce? În primul și în primul rând s-a acceptat introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre care, fără studiul lui în prealabil, minim 48 de ore, cum prevede regulamentul pentru ședințele extraordinare. Ni s-a invocat și ați prezentat și noastră în materialul anterior faptul că se deschid ghișele în ziua de joi și că trebuie să știu oamenii ce trebuie să plătească pe 10 ianuarie, că beneficiază de acea reducere de 10% dacă plătesc până în 31 martie, lucru perfect adevărat, și că să știe exact cuantumul impozitelor până în data de joi. Sigur că noi, înainte de votare ordine de zi, ne-am spus punctul de vedere, se poate vedea în procesele verbale și în înregistrări, în care am spus, vă rog mult, e un material foarte vast, haideți să ne lăsați timp pentru studiu și ne mai adunăm o dată într-o ședință extraordinară săptămâna asta pentru a vota asupra acestei legi importante, zic eu, pentru cetățenii municipiului Alba Iulia. S-a hotărât introducerea pe ordinea de zi pentru că, de fapt, spunea doamna directoare, totul se rezumă la mărirea cu 16% pentru persoane fizice a impozitului pe terenuri și imobile și, mă rog, mai erau câteva mări nesemnificative pentru remorci, așa este. Mă rog, cei care au șalupe și alte chestii care nu ating în așa mare măsură populația cum sunt mărirea de 16% pentru persoanele fizice. Ei, problema este în felul următor. Și eu am întrebat, mi-am exprimat nedumerirea, dacă există o hotărâre de guvern și ni s-a spus că este o hotărâre de guvern publicată în Monitor oficial. Ori vreau să vă spun că este perfect neadevărat. Adică e chiar o minciună și îndrăznesc să o spun cu toată greutatea acestui cuvânt. Dar abia mâine apare în Monitor oficial această hotărâre de guvern care, încă o dată repet, dă posibilitatea consiliilor locale și administrațiilor locale să hotărască dacă păstrează cuantumul impozitelor și taxelor locale ca și în anul 2012 sau dacă îl măresc în marja 10-20%. Așadar nu obligă la nimic. Sigur că da. Și sigur, chiar eu mi-am exprimat nedumerirea de ce ne mai obligă la votarea unui astfel proiect de hotărâre dacă hotărârea este deja luată și ați văzut și intervenția domnului primar prin care spunea că de fapt este lege ca la 3 ani de zile să se indexeze cu inflația. Sigur că este lege, dar nu se poate aplica acea mărire fără o hotărâre a Consiliului Local. Deci până la urmă noi eram ultimul factor decizional și puteam să anulăm orice fel de mărire între 10 și 20% dacă consideram și dacă majoritatea era de acord. Deci asta e foarte important spus. Sigur că da, eu oricum aș fi fost împotriva măririi la orice taxă de acest fel, pentru că consider că la începutul anului 2013 populația nu duce cu nimic mai bine decât la începutul anului 2012, consider că suntem încă în perioadă de criză, că e lipsă de locuri de muncă și că nivelul de trai este destul de scăzut pentru a mai împovăra populația cu sume, respectiv creșterea impozitelor și taxelor, care și așa sunt destul de considerabile. Nimeni nu spune că bugetul local nu are nevoie de un plus, de un balon de oxigen, de sume mai mari. Chiar în ședința de ieri, pentru că ăsta era obiectul ședinței de ieri, s-a aprobat un deficit, pentru mine incredibil de mare, de 42 de miliarde, deficitul de pe anul 2012. Nici și atunci și la acest proiect de hotărâre, pentru că trebuie să fac această paranteză, zic eu, n-am fost informați corect, pentru că nimeni nu ne-a spus că
Ni s-a spus că acest deficit rezultă din neîncasarea unor fonduri europene, unor sume din fonduri, din proiectele pe fonduri europene la timp. Dar nimeni n-a spus adevărul și l-am aflat abia în cursul zilei de astăzi și vom reveni în zilele următoare cu detalii într-o viitoare conferință de presă, că primăria a fost penalizată undeva cu 15% în urma unui control efectuat de, am și notat, Ministerul Dezvoltării și de Comisia Europeană. Deci acești parte sau cel puțin parte din acești bani nu s-au încasat pentru că au fost penalizați probabil acele licitații ce s-au făcut, acele contracte ce s-au semnat nu au fost suficient de transparente. Nimeni n-a spus acest lucru. Iar noi și cetățenii astupăm din buzunarul personal aceste găuri în bugetul local, ceea ce din nou nu mi se pare normal. Și atunci, în consecință, sigur, poate am vorbit eu prea mult și o să vă las să mă întrebați dumneavoastră. Noi, cel puțin Consiliul Liberal, care și ieri ne-am abținut de la vot la, la acest proiect de mărire a taxelor și proiectul, dar sunt convins că și colegii de la PSD din cadrul SL-ului și sper că și alți colegi din Consiliul Local, indiferent de culoarea politică, să înțeleagă că până la urmă nu ne obligă nimeni la o astfel de mărire și vom încerca inițierea unui proiect de hotărâre prin care să anulăm acest vot, acest proiect de hotărâre votat în cursul ședinței extraordinare de ieri, dar în primul și în primul rând vom cere instituției prefectului să verifice legalitatea acestui proiect de hotărâre. Pentru că sunt convins că prefectura, prin oameni de specialitate, va găsi, zic eu de cuvință, că nu s-a procedat atât cu introducerea pe ordinea de zi, deci nerespectarea regulamentului, cât și cu dezinformarea crasă, care din fericire pentru noi ați imortalizat-o atât de bine în cursul ședinței de ieri. În ceea ce privește instituția prefectului, avem date și o să le și vedem ceva mai târziu. Așa. Se iau deja măsuri în acest sens. Însă totuși a fost o majoritate de voturi luni la ședința de Consiliu Local. Da. Și ne întrebăm de unde această dezinformare sau poate lipsă de interes din partea consilierilor locali care ridică mâna pentru a spune da. Așa este, în momentul în care am văzut că este vorba de mărire, pentru că, sigur, punându-ți în față un material de 10-20 de pagini, nu poți să-l studiezi în câteva minute, e foarte clar. Și atunci am întrebat, doamna directoare, faceți-ne, vă rog, o informare ce crește, că de fapt asta era, ne așteptam. Și ne-a spus ce. Bun, și atunci am zis, bun, dar s-a susținut și ați arătat și în materialul prezentat anterior că este hotărâre de guvern publicată în Monitor Oficial. Ori dacă asta ar însemna că primăria și autoritățile locale nu mai au autonomie. Exact. Ori acea hotărâre de guvern va apărea în Monitor Oficial doar mâine și se poate verifica treaba aceasta și sunt convins că este așa cum ne-am informat, că va lăsa posibilitatea, ca și în trecut, consiliilor locale de a hotărâ creșterea sau necreșterea creșterea în acea marjă de 0-20% sau înghețarea nivelului taxelor și impozitelor. Mâine suntem deja pe 9 ianuarie, pe data de 10, joi, deja se deschide și nu e niciun fel de problemă, cu tot riscul, chiar dacă va trebui aplicare retroactiv sau chiar dacă vor mai trebui oameni chemați să li se dea bani înapoi, probabil, noi vrem să lămurim această problemă pentru că, repet încă o dată, și sunt convins și din colegii mei, consilieri vorbesc, nu vorbesc de colegii mei consilieri PNL, din colegii mei consilieri sunt convins că ar fi fost mult mai atenți la acest vot dacă lucrurile s-ar fi prezentat corect. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru informații, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de știri și vă mai așteptăm. Mulțumesc. Majorarea taxelor și impozitelor locale a intrat și în atenția prefectului de Alba, așa cum vă spuneam. Acesta a anunțat că va analiza cu maximă atenție hotărârea Consiliului Local Alba Iulia. Având în vedere faptul că nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2013 a fost stabilit de către Consiliul Local Alba Iulia în cadrul ședinței extraordinare din data de 7 ianuarie, instituția prefectului Alba va analiza cu maximă atenție legalitatea hotărârii adoptate în acest sens de către aleșii locali albaiulieni.
Așa, după cum știe toată lumea, există diverse hotărâri pe care consiliile locale le adoptă în condițiile legii. Unele afectează, să spunem, o singură persoană, altele un grup de persoane și unele, cum este și cazul hotărârilor care reglementează nivelul taxelor și impozitelor locale, afectează, evident, viața întregii comunități a contribuabililor. Iar noi am considerat că este necesar să-i asigurăm încă o dată pe toți cetățenii că vom face tot ceea ce stă în responsabilitatea noastră și în atribuțiile pe care le avem, în așa fel încât să nu existe niciun dubiu pe care ei l-ar putea avea cu privire la legalitatea acestei hotărâri care a fost adoptată. În urma unor discuții cu unii dintre consilierii locali, motivul pentru care instituția prefectului intenționează să studieze foarte atent actul normativ votat de Consiliul Local Alba Iulia este acela că adoptarea taxelor și impozitelor locale are un efect considerabil asupra vieții tuturor cetățenilor municipiului Alba Iulia contribuabili la bugetul local. Vremea rece de afară nu vine niciodată singură și dacă e să ascultăm de ceea ce spun medicii, în aproximativ 2 săptămâni, valul de îmbolnăviri va veni și la noi. În Europa, dar și în America, epidemia face deja victime. Medicii spun că în maxim 2 săptămâni virusul gripal va lovi și țara noastră. A început în Franța, a început în Olanda, sunt semne și în Rusia. Specialiștii se așteaptă ca peste 2-3 săptămâni să crească numărul de detecții de virusuri gripale și numărul de îmbolnăviri. Virusul gripal se transmite cel mai rapid atunci când temperaturile sunt scăzute, iar umiditatea crescută. În plus, vremea are influență și asupra imunității organismului. Pentru campania de vaccinare antigripală de anul acesta, Ministerul Sănătății a cumpărat aproximativ 1 milion de doze de vaccin. Dintre ele au fost folosite puțin peste o treime, iar epidemia de gripă de anul acesta se pare că e una serioasă. În Statele Unite au fost raportate cazuri de gripă în 41 de state. 20 de copii au murit în urma complicațiilor create de virusul gripal, iar numărul celor care au avut nevoie de spitalizare depășește 2300. Situația este îngrijorătoare și în Europa. În Rusia, Suedia, Elveția, Franța și Polonia este cod roșu din cauza numărului mare de îmbolnăviri înregistrate. Medicii spun că marea majoritate a oamenilor care s-au îmbolnăvit nu și-au făcut vaccinul antigripal. Impas pentru conducerile Camerei Deputaților și Senatului. Bugetul pentru 2013, același cu cel de anul trecut, nu ajunge pentru cei 588 de parlamentari, mai mulți cu 118, față de legislatura precedentă. Cert este că în acest caz aleșii trebuie să taie de undeva. Astăzi, la Camera Deputaților, au început primele discuții în acest sens. Se pare că cea mai mare problemă este cu transportul, pentru că sunt 118 parlamentari în plus, iar mașinile sunt insuficiente. O variantă vehiculată la Camera Deputaților era cumpărarea în leasing, dar e mult prea costisitoare. S-a discutat și posibilitatea ca mai mulți deputați să folosească aceeași mașină, dar varianta nu este pe placul aleșilor. Mai este o posibilitate, aceea ca nu toți deputații să primească o mașină. Probleme sunt și cu cazarea. Costurile sunt foarte mari, dar aleșii nu sunt dispuși să renunțe la hotel. Cum își vor rezolva socotelile până la final, rămâne de văzut. Google Android, cel mai răspândit sistem de operare pentru smartphone, a început să fie instalat pe frigidere, televizoare sau mașini de spălat, producătorii de electronice și electrocasnice migrând către interconectarea și controlarea tuturor aparatelor din locuință prin conexiune wireless. Diferiți producători de electronice și electrocasnice, cum ar fi Samsung, Philips sau LG, au prezentat noile aparate inteligente care simplifică interacțiunea dintre om și mașină la Consumer Electronics Show din Las Vegas. Este o ocazie foarte bună pentru Google să-și promoveze platforma sistemului de operare Android, care permite producătorilor să adauge noi funcții și să atragă clienții interesați de aparate conectate la internet. Un exemplu de utilitate a interconectării electrocasnicelor ar fi apariția unui mesaj de la uscătorul de haine pe televizor care să anunțe că blugii nu s-au uscat. Utilizatorul poate decide apoi, folosind doar telecomanda televizorului, prelungirea programului de uscare. Google nu este la prima încercare de a impune Android ca soluție software dincolo de smartphone-uri, tablete și laptopuri. Producătorii au prezentat la Las Vegas noi variante de dispozitive cu Android, în speranța că platforma va avea totuși succes. Cu toții ne întrebăm cum va fi în anul 2013. Am scăpat și de alegerile parlamentare, am scăpat și de blestemul maiașilor, dar am intrat în noul an sub influența previziunilor meteorologilor economici. Ce spun aceștia, vă arătăm chiar acum.
La fiecare sfârșit și început de an, experți de toate felurile se grăbesc să se facă remarcați cu fel și fel de prognoze. Pe toate canalele de televiziune vedem numai politicieni și translatori de politică ce fac diverse pronosticuri. Părerile sunt împărțite. Astronomii pesimiști nu văd cu ochii buni anul 2013, însă din motive diferite. Aceștia susțin că se va produce o avalanșă de explozii solare care ne va afecta din punct de vedere al confortului. Astrele, în schimb, anunță un an bun. Dumneavoastră ce credeți? Haideți să facem un pronostic așa pentru anul 2013. Credeți că o să ne mai reglăm economic anul ăsta? Cred că da. Sunt tot optimist. Eu zic că totul pleacă în primul rând de la noi. De la noi, bineînțeles. Asta... Și noi ne alegem și ne susținem conducătorii și forțele care ne îndrumă. Ai foarte mare dreptate, dar crezi că va fi un pas înainte în acest an? Vă eu zic mai bine ca anul trecut? Eu zic că da și nu vreau să fiu un optimist puieril, ci vreau să fiu un optimist realist. Puțin de tăi de reglăm, da, puțin. Dar avem speranțe să speranțe vă fie un pic sunt. Mai bine, speranțe da? Speranțe sunt. Credeți că situația economică o să-și revină cât de puțin în acest an? Nu cred. O să trăim la fel ca anul trecut sau mai rău? Din punctul poate, dumneavoastră, eu zic mai rău. Mai rău, va fi mai rău în acest an? Da, avem cam mulți parlamentari ăștia sunt flămânzi. Mai bun, sper. Cum credeți că va fi 2013? Mai bun sau mai rău decât 2012? Presupun că mai bun. Mai bun presupuneți doar? Presupun și sper. Mai puțin? Bine nu ne putem aștepta, numai la mai rău. Pe plan economic vă referiți? Și un fel și pe altul. Deci, ce putem să... Nu avem speranțe că se vor îndrepta cât de cât lucrurile? Speranțe sunt, speranța mare ultima totdeauna. Așa cum ne așteptăm, părerile sunt împărțite. O fi bine, o fi rău, depinde numai de noi. Doamnelor, domnilor, întâlnirea noastră se încheie aici. Eu sunt Andreea Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă sunteți martorii unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Vine Tudor Stan cu știrile din sport și Andreea Susan cu datele despre starea vremii. O seară bună vă doresc! Pe curent! Bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa de fotbal care evoluează în Liga 3 a Europa, Alba Iulia, a avut mari probleme financiare și la un moment dat a fost anunțată chiar și retragerea din campionat. Însă cheia salvării a fost găsită de către oficialii clubului care ne-au declarat că formația va continua în eșalonul terț al țării. Europa Alba Iulia este singura echipă a județului Alba care evoluează în Liga a 3-a. Cu toate că sunt debutanți în această competiție, parcursul europenilor a fost unul destul de bun. Principalul vinovat pentru parcursul bun al echipei a fost antrenorul Dan Mănăilă. Contactat telefonic, acesta ne-a declarat că a purtat discuții cu cei aflați la conducerea clubului și a fost înștiințat să facă un program de pregătire, semn că bețele puse în roate au fost scoase. Acesta ne-a declarat că dacă va avea și sprijinul financiar, revine la echipă cu brațele deschise, fiind extrem de încântat de lotul pe care îl are și de atmosfera creată în jurul clubului. Cu toate acestea, experimentatul tehnician este dezgustat de nivelul la care a ajuns cel mai iubit sport din România și prevede un viitor sumbru pentru fotbalul românesc, în care amatorismul va prima absolut în toate ligile. De cealaltă parte, Liviu Coacăză, președintele executiv al clubului, a fost foarte optimist în discuția purtată. Deocamdată sunt toți jucătorii, mai puțin trei care și-au luat documentele. Avem o speranță că obținem un sprijin din partea autorității pentru a continua. Deci, în vest mare, în mare, se va continua. Acesta ne-a mai declarat că patronul echipei, Eugen Lăpădat, își dorește foarte mult să continue acest proiect, însă nu de unul singur. Cel mai probabil ajutorul pentru echipa fără datorii către stat va veni din partea autorităților și dacă nu este unirea, măcar Europa. Volei Alba Blaj, echipa de volei feminină angrenată în cea mai tare competiție a țării, a început pregătirea pentru returul campionatului, care se anunță foarte dificil. Transferurile făcute sunt pe placul antrenorului și echipa din Mica Roma are toate condițiile să se claseze cât mai sus în acest campionat. Formația de volei din municipiul Blaj a început pregătirea pentru retur în data de 3 ianuarie. Lotului s-au alăturat și noile transferuri, Iosefina Fernandez și Sherissa Livingstone. Contactat telefonic, președintele echipei din Blaj ne-a declarat că este foarte mulțumit de acest mercado care a fost făcut în urma cerințelor antrenorului Marius Macarie. Eu vă spun că ne bucurăm că am reușit să aducem ceea ce ne-a solicitat antrenorul să aducem.
și sunt două transferuri care vom vedea dacă vor fi reușite sau nu. Din ceea ce am văzut și din ceea ce avem nevoie, cred că cu transferul acestea două ne vom consolida poziția pe care suntem și vom consolida rezultatele bune pe care le-am avut în prima parte. Având drept obiectiv clasarea între locurile 5 și 8, Volei Alba Blaj s-a întrecut pe sine, fiind clasată la finalul turului pe a patra poziție în divizia A1 de volei feminin. Noi la începutul campionatului ne-am propus obiectivul locurile 5-8. Deci un obiectiv care în prima parte a campionatului l-am depășit, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, campionatul e greu și va fi și play-off-ul, așa că noi nu am schimbat obiectivul. Vrem să fim în locurile 5-8, iar dacă putem mai sus, nu ne dăm înapoi. Volei Alba Blaj va juca prima partidă din acest sezon sâmbătă împotriva celor de la SCM Universitatea Craiova. Atât din sport pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Alba TV.